Astăzi răspundem la o întrebare pe care nimeni nu a pus-o și anume, poate o echipă formată doar din portari să câștige trofeul Champions League? Ei bine, asta vom afla în cele ce urmează. Am luat cei mai buni portari din FIFA 23 și am pus aici la Valencia și vreau să vedem dacă putem realiza acest challenge. Așa va arăta echipa noastră, avem numai portari 1 și 1, însă singurul care își menține poziția este Maignan de la Milan. În teren vor fi Navas, Courtois, Oblak, Donnarumma, De Gea, Ederson, Ter Stegen, Loris, Alisson și Neuer, iar pe banca de rezervă vom avea acești portari foarte, foarte buni. În lotul echipei am luat și doi portari români, cei mai buni portari români din joc, Tătărușanu și Niță, însă nu știu dacă îi vom folosi. Ratingul echipei este foarte mare, dar asta nu înseamnă că totul va fi simplu, portarii știm bine, n-au stats-uri bune ca jucători de câmp. Ne vom folosi de grupele UCL din acest sezon și va trebui să înlocuim o echipă de aici. Hai să înlocuim pe cei de la Sevilla. Așadar, vom fi în această grupă dificilă cu Manchester City, Borussia Dortmund și FC Copenhaga. În acest experiment mi-am propus să simulăm meciuri, să jucăm highlights, iar dacă vom ajunge în finală, acolo vom juca meciul întreg. Campania de UCL începe cu un meci greu, o primă etapă dificilă contra celor de la Manchester City, meci pe care îl vom simula. 3-2 pentru City, rezultat final, era cumva normal. Alisson reușește o dublă pentru noi, în timp ce pentru City marchează Haaland, Foden și Mahrez. Așadar, începem cu stângul, dar e bine că portarii noștri știu să marcheze. În meciul 2 primim vizita Borussiei, meci pentru care vom da play highlights, sper să ne genereze faze interesante. Borussia începe meciul perfect, au penalti în minutul 2, Haller este față în față cu Maignan și portarul nostru reușește o paradă senzațională. Următoarea fază în minutul 4 ne găsește în atac, De Gea intră în careu, îi pasează lui Alisson care se întoarce foarte bine și reușește să marcheze al treilea gol din acest sezon de Champions League, 1-0 pentru echipa portarilor, un debut foarte bun de partidă cu penalti apărat și gol marcat. În minutul 31, Borussia Dortmund are o fază periculoasă, Haller scapă singur, încarcă un power shot, trage la poartă, dar Maignan este la post. Până la final nu se mai întâmplă nimic, 3 puncte importante pentru portari, o victorie mare în fața contracandidatei la locul 2. Pentru că să fim serioși, City probabil va concura pentru primul loc singură, deși mai au și ei probleme, doar 1-1 cu cei de la Copenhaga. În etapa a treia avem un duel în care n-avem voie să facem pași greșiți, avem o deplasare în Copenhaga. Începem foarte bine partida, în minutul 12 avem un atac, faza de atac se prelungește, Ederson combină cu Alisson, acesta îl așteaptă pe Ter Stegen, iar portarul Barcelonei are un șut frumos în vinclu. Este 1-0 pentru echipa portarilor, început foarte bun de meci. În minutul 24, danezii irosesc o fază foarte bine lucrată, puteau egala aici. În minutul 60, De Gea întoarce foarte bine la Ederson, dar șutul său este foarte slab. FC Copenhaga beneficiază de un penalti, Cornelius este cel care va executa această lovitură de la 11 metri și reușește să marcheze 1-1 în acest moment. Final de meci în Danemarca, totul se termină indecis, 1-1 între FC Copenhaga și echipa portarilor. Nu reușim să obținem această victorie, erau foarte importante cele 3 puncte. Cu toate astea, se pare că suntem pe locul 2 la jumătatea fazei grupelor. Manchester City face doar egal cu Borussia Dortmund. Englezii au 5 puncte, iar noi și nemții avem câte 4. Totul se va juca în retur. Mergem mai departe, avem meciul de acasă cu cei de la FC Copenhaga, partidă pe care de data asta o vom simula complet. Portarii se impun cu 3-2, o victorie foarte, foarte importantă. Courtois cu o dublă și Ter Stegen marcatorii. 3 puncte de care aveam nevoie. Portarii reușesc să se distanțeze la 3 puncte față de Borussia Dortmund înaintea partidei cu City, iar meciul cu City în acest moment devine un derby. Un eventual succes ne-ar duce pe primul loc. Vom da play highlights la această partidă. În minutul 2, jocul ne răsplătește cu această fază în care Ter Stegen reușește
reușește să marcheze un gol frumos și deja ne facem calcule pentru primul loc. La începutul reprizei secunde, cei de la Manchester City beneficiază de o lovitură liberă. Nu reușim să respingem, faza lor de atac se prelungește, iar Haaland are o ocazie foarte mare. Finalul de meci aparține în totalitate cetățenilor. Aceștia beneficiază de un contraatac rapid, Foden îi trimite lui Haaland, dar acesta își face mingea prea lungă și scăpăm cu bine. Jocul ține cu cei de la City și în minutul 80, Mahrez scapă singur cu Maignan, dar nu înțeleg cum nu reușește să marcheze aici. Facem o cruce rapidă, ne uităm spre cer și mulțumim lui Dumnezeu că reușim să batem pe Manchester City și în acest moment echipa portarilor urcă pe primul loc în grupă. Cine credea la începutul acestui clip? Ultimul meci din grupă îl jucăm la Borussia Dortmund și după calculele mele și un punct ne-ar ajuta să terminăm pe primul loc în grupă. Ar fi un rezultat senzațional, am reușit să evităm nume grele mai departe în optimi. Ultimul meci din grupă din Germania îl vom simula și reușim să scoatem un punct 2-2 în această partidă. Ter Stegen și Keylor Navas sunt marcatorii. Performanță importantă obținută de echipa portarilor. Reușim să terminăm pe primul loc într-o grupă cu City, Borussia Dortmund și Copenhaga. N-avem noroc la tragerea la sorți, mai departe vom juca cu cei de la AC Milan. Se anunță un meci foarte interesant, de acum orice este posibil. Vom simula prima manșă, sper să avem parte de un rezultat bun în primul meci. Victorie senzațională obținută de echipa portarilor, 2-1 în fața Milanului. Neuer și Navas marchează și avem prima șansă la retur. Vom da play highlights la partida de pe Mestalia, orice este posibil în acest retur de foc. După două atacuri irosite de cei de la AC Milan, vine și rândul nostru în atac. Manuel Neuer scapă singur cu portarul, dar din păcate nu reușește să fructifice. În minutul 25, fază de contraatac la poarta noastră, dar cei de la AC Milan nu reușesc să marcheze. Scăpăm cu bine de acest moment periculos, Maignan are o intervenție foarte, foarte bună. În minutul 40, Olivier Giroud mai irosește o șansă mare pentru AC Milan. Portarii încep în forță repriza secundă, o fază de atac promițătoare, Alisson îi pasează foarte bine lui Neuer, dar acesta trage slab la poartă. Partida se termină 0-0, un egal cât o calificare pentru echipa portarilor care merge mai departe în sferturile Champions League. Performanță uluitoare. Au fost pe aici și alte rezultate surprinzătoare, de exemplu Real Madrid pierde în fața celor de la FC Porto, Manchester City pierde fără drept de apel în fața Interului, Barcelona bate rău pe Liverpool, Chelsea trece de PSG și Juventus pierde în fața celor de la Sporting. Mai departe în sferturi, echipa portarilor joacă cu cealaltă echipă din Milano, este vorba de Internaționale. Probabil că va fi un meci mult mai greu decât cel cu AC Milan, cel puțin așa îl simt. Pentru că în optimi ne-a purtat noroc acest lucru, așa vom face și aici și vom simula prima manșă din sferturi. 2-2 la Milano nu e un rezultat rău deloc. Singura problemă ar fi că nu-l vom avea pe De Gea în retur, a luat roșu. Îl vom folosi pe elvețianul Zomer în locul lui. Și suntem gata de retur, vom juca cele mai importante faze. Prima noastră fază importantă vine în minutul 24. Alisson trage în blocaj, mingea ajunge la Oblak, dar acesta nu reușește să-l bată pe Handanovic. Uite, Handanovic era un portar bun de luat în echipă. Jocul ne dă șansa unui contraatac în minutul 28. Alisson îi pasează lui Zomer, acesta intră în careu, vrea să paseze în fața porții, dar defensiva Interului se opune. În minutul 33, fază importantă de atac pentru Inter, Lautaro Martinez nu-l bagă în seamă pe Donnarumma, trage la poartă și din fericire ratează. Prima fază din repriza secundă este la poarta celor de la Inter. Zomer îi trimite lui Alisson, acesta îl găsește perfect pe Neuer, care marchează și este 1-0 pentru echipa portarilor. Capitanul echipei reușește să deblocheze tabela și în acest moment echipa portarilor are o șansă mare. Inter se aruncă în atac, nu mai are nimic de pierdut și în minutul 50 beneficiază de un corner. Mingea nu este respinsă convingător, ajunge la bare. La Barella îi trimite lui Dumfries, Dumfries în careu și reușește Inter să egaleze, iar olandezul nu mai știe să iasă din poartă de acolo, ciudată fază. În minutul 75 Inter beneficiază de un contraatac.
Lautaro Martinez ține cam mult de minge, probabil că vrea el să finalizeze această fază, îi pasează lui Dumfries, Dumfries în careu dă tare în fața porții și Maignan se opune. Și este fluier final, se pare că aceasta a fost ultima fază a partidei. Duel indecis, jocul n-a mai generat nimic nici măcar în reprizele de prelungiri, ne trimite direct la penaltiuri. Calhanoglu, Manuel Neuer și Barella sunt cei trei care reușesc să rateze de la punctul cu VAR. Edin Dzeko nu ratează penaltiul, iar în acest moment dramatism total, dacă Ter Stegen îl bate pe Handanovic, echipa portarilor merge în semifinale. Portarul Barcelonei se apropie de minge, îl bate pe Handanovic și performanța uluitoare făcută de echipa portarilor, mergem în semifinalele Champions League. Cât de bine a reușit să bată Ter Stegen, vincul curat, 3-3 la general și 4-2 la penaltiuri în fața Interului. Mergem în semifinalele ligii, imediat aflăm cu cine am picat acolo. Picăm mai departe cu Barcelona, echipă ce a ratat primăvara ligii, anul acesta vor juca mai departe în Europa League. Abordăm o strategie asemănătoare ca până acum, vom simula prima partidă. Rezultat magnific, victorie pe Camp Nou, 3-2 pentru echipa portarilor. E ceva între FIFA și rezultatul ăsta de 3-2, că e prea des. Ederson, Manuel Neuer și Alisson sunt marcatorii noștri pentru o victorie absolut fenomenală. Suntem pe Mestalia, unde nu știu dacă să simulăm sau să jucăm, însă mă simt norocos și hai să simulăm să vedem ce se întâmplă. Victorie trasă la Indigo, 3-2 pentru echipa portarilor. Dublă victorie cu 3-2 în fața Barcelonei, 6-4 la general. Game, set and match. Suntem finaliști, cum zicea un mare comentator odată, însă sunt tare curios să vedem cu cine vom juca dintre Chelsea și Porto. Evident că Chelsea bate pe FC Porto. Cu londonezii vom juca marea finală. Suntem pe Atatürk, un stadion legendar unde în 2005 Champions League ne dădea o finală senzațională. Liverpool reușea o revenire de senzație în fața Milanului. Sper să ne poarte noroc acest stadion. Iată o chestie destul de interesantă. FIFA probabil că este dat peste cap. Echipamentul de portar este la Courtois și acesta este fundaș. Începem în atac partida, doar că portarii se controlează foarte greu, ei n-au stațuri ca jucătorii de câmp, vor fi 90 de minute complicate. În minutul 10 reușim această fază frumoasă, Alisson pasă bună la Neuer și este 1-0 pentru echipa portarilor. Nu credeam că o să marcăm așa repede și în același timp să facem o fază așa frumoasă. Trebuie să-l remarcăm și pe Oblak, care se descurcă foarte bine la mijlocul terenului. Finalizare foarte bună a lui Neuer, care dă pe contrepie. Asta e finalizare de atacant, ce să mai... 6 goluri în 13 meciuri pentru Manuel Neuer. Londonezii încep să țină de minge din ce în ce mai mult, iar finalizarea lui Aubameyang este foarte slabă. O minge respinsă care ajunge la Ederson, dar șutul său nu-l bate pe Kepa. Intervenție bună pentru portarul lui Chelsea. Suntem în minutul 23, Oblak trimite o minge bună la Neuer. Acesta se întoarce foarte bine, îi retrimite portarului de la Atletico Madrid, dar acesta lovește bara. De remarcat cât de bine se întoarce Neuer era acolo, zici că e Lewandowski. La faza imediat următoare, Sterling îl servește perfect pe Aubameyang și acesta nu ne mai iartă. 1-1, Chelsea reușește să revină și se simte că au pus stăpânire pe joc. Le-au mers foarte bine pasele londonezilor, iar portarii noștri n-au reușit să facă corect pasul la offside. Cursă bună pentru Manuel Neuer, trage la poartă, dar Kepa reușește să pareze. De Gea intră în careu, centrează în primul fundaș, dar îl găsește pe Oblak și superbă reușită a portarului lui Atletico Madrid. Nu știam că Oblak e așa bun pe finest, că încercam asta mai devreme. Cât de frumos se duce șutul său, îl bate pe Kepa, iar Graham Potter nu înțelege nimic din ce se întâmplă. Pericol la poarta noastră, Sterling trage, șutul este deviat, dar Maignan este bine la post. Ziyech are o cursă bună, dar ce tackling reușește Navas.
Este pauză în finala noastră, portarii reușesc să conducă pe Chelsea la pauză 2-1. Până acum ne-am mișcat mai bine decât credeam sau Chelsea s-a mișcat prost, habar n-am ce se întâmplă. Am încercat să fac o schimbare la pauză, dar se pare că logica acestui joc este imbatabilă, ci că nu poți înlocui jucători de câmp cu portar. Păi și ei au 11 din teren, ce sunt, cartofi prăjiți? Va trebui să ne dozăm foarte bine energia pentru că portarii nu stau bine la stamină deloc. Chelsea începe furtunos repriza secundă, au o fază bună de atac, Aubameyang este în careu, trage cu exteriorul, dar o face slab. Sterling preia bine, are viteză, centrează în careu, dar iese bine Maignan. Fază periculoasă, Aubameyang se grăbește, trage prost la poartă și mulțumim pentru asta. E bine că până acum minutele trec în favoarea noastră, Reece James cu o pasă periculoasă, mare ocazie pentru Chelsea, faza nu se termină, Ziyech ratează și el, spre exasperarea fanilor. Revedem această fază cu șutul lui Ziyech la colțul scurt, însă primul șut a fost mult mai periculos. Minutul 75, corner pentru Chelsea, reluare cu capul și scăpăm și de data asta. Mai producem și noi o fază, Oblak într-o poziție bună, dar șutul este amortizat de Koulibaly. Oblak pentru Neuer, Manuel Neuer pătrunde bine, șutul său este însă respins de Kepa. Paradă bună pentru cel mai scump portar din lume la ora asta, cum este și fotbalul ăsta, cel mai scump portar din lume nu prinde echipa celor mai buni portari. Ciudat, nu? Corner bătut de De Gea, lovitură de cap a lui Alisson. Bună paradă pentru Kepa, care vrea să ne arate că merita să fie în echipa celor mai buni portari. Pasă pentru Kovacic, care preferă pasa mai departe în locul unui șut. Faza rămâne fierbinte, un șut acolo, reușim să respingem. Probabil că asta a fost ultima fază, într-adevăr, performanță uluitoare făcută de echipa portarilor. Reușim să câștigăm trofeul Ligii Campionilor. Cum spuneam și la început, Ataturk este locul perfect pentru astfel de performanțe inedite. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să te abonezi, nu uita să lași un like și aștept în comentarii ideile voastre pentru experimente. Andurache sunt eu și până data viitoare să auzim numai de bine. Vă las cu bucuria echipei portarilor.